Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Achiziții. Iarăși? Unde? Da, despre cumpărături prin ministere și companii de stat vorbim și azi. Apropo, Hidroelectrica a anunțat ieri. Nu mai ia mașini? Să mai ia cele 200 de mașini despre care am vorbit noi ieri dimineață. Știți, berlinele, break-urile, SUV-urile pentru șefi cu geamuri fumurii în spate, pentru care Hidroelectrica voia să plătească 4,5 milioane de eurici pentru 3 ani. Că era practic o închiriere, adică după care le dădea înapoi. Nu și făcut să răsocoteala și după ce au auzit la radio, au realizat dimensiunile. Stai să vezi ce factură primești acum. Stai să vezi că îți pregătesc una specială. Da. Deci au renunțat, mă, și oamenii își făcuseră planuri pentru Sfântul Ion de anul viitor, îți dai seama, erau... Cadou. Da. 200 de șefi. Dar erau, cred că, și stărmanii din Hidroelectrică aia care sunt trimiși să citească contoarele pe teren, da, care primeau brecurile alea cu motoare de 900 de centimetri cub. Exact. Da. Și pedale și își făcuseră planuri de Sfântul Ion, petrecere, mamă, stropim mașina nouă. De seama cum începeau anul? Cu suc. Da, fix. Deci au renunțat. Nu zic că din cauza noastră. Da. Nu. Crezi? O fi fost ceva, că numai răutăți facem și noi, dar nu cred că, adică a scris mai multă lume, să fim cinstiți. Acum despre o altă achiziție frumușică la Ministerul Dezvoltării, unde urmează să fie cumpărate, la Ministerul Dezvoltării este, da? Unde urmează să fie cumpărate 17 monitoare TV pentru calculator, curbate, ultra performante, speciale pentru jocuri video și 19 laptopuri de top, unele dintre ele laptopuri de gaming. Și mă întreb, bă, la ce nivel s-a ajuns la solitaire de au nevoie de date, adică serios. Cât de... Cum arată acum solitaire-ul de ai nevoie de monitoare curbate de 122 de centimetri? Ce mișto. Mă, îți dai seama cum se întorc cărțile alea așa. Da. Deci, 17 monitoare LED Samsung cu diagonale de 49 de inci, adică 122,5 centimetri, cu ecran curbat, special pentru gaming, jocuri video. Aia e radiază la monitoare, că-s curbate, se concentrează radiația. Lasă, da. E foarte bine să progresăm. Așa merge. Uite și noi cât am monitoarele avem. Da. Eu pe vremea mea era un monitor CRT de 14 centimetri. Mă scuzați. Și acum ne lăfuim pe unul de 30. E Ministerul Digitalizării. Nu dezvoltare. Nu dezvoltare. Digitalizare, dezvoltare, tot cu da. Da, mă, păi dacă e da la digitalizare, nu trebuie să se digitalizeze? Am dat click pe link. Ministerul, băi, acum înțeleg de ce au nevoie de monitoare de mari. Ai văzut site-ul sau ce? Păi, de capul meu, tu știi cum... După ce că e nenorocit pe la Hidroelectrică, uite ce faci. Da, acum săracia e la dezvoltare. Dau telefoane. Cine ați luat, mă, monitoare? Că nu-i dat la dezvoltare, știi? Sună la magazie. Ne-a titi. Am și eu nevoie de un monitor curbat, dacă s-ar putea. Nu la noi, la digitalizare. Lasă, bre, că știu eu. M-a auzit la radio exact, sunt 17. Iar le dați numai alora de la... Da. Deci monitoarele curbate care concentrează radiațiile fix pe față, știi că așa vin, ca la antena de satelit. Da, da, la da. Antena de satelit. Să văd special. Da. Să vezi acolo, să vezi acolo spor de da. Radiații. Se mai cumpără așa, 15 laptopuri ThinkPad T14 generația 3, nu știu, 8600 de lei bucata. Subțire. E bun prețul, să știi, au prins o promoție. Două laptopuri Dell XP, bla bla, OLED, nu știu ce, Intel Core i9. i9, asta este, pare mult. 32 de giga de RAM, 1 tera SSD. Ah, okay. Ce s-a ajuns, băi, când un pe vremea noastră era 286, 386, da. 486, 13.000 Pentium. 13.360 de lei bucata. Mai vii de acasă. Să aibă domn ministru loc să pună pozele din pământ. Păi câte sunt două? Pentru domn ministru și doamna secretară. Și pentru doi boși, zi, Luca. Nu, că nu vreau să mă enervez. Zi, te rog frumos, se enervez. Păi, ce vrei de Ministerul Digitalii? Nu vrei, păi ce vrei să digitalizeze pe darea de... proastă calitate, da, și păi digitalizezi vechea generatrice și ultimele fente. Nu, dar trebuie să verifici că digitalizezi de jos începând, adică să fie accesibilă digitalizarea și pentru aia care au entry level. Nu, că așa cu... Știți, ministerul Dell, de ăsta poate oricine. Păi cum verifică, mă, că tu pe rablele tale, de, tu de când ai calculat? Uite, colegul Adi Tudor, tu de când ai, mă, calculatorul tău, laptopul tău, al tău, câți ani are? Da, bine, l-ai luat pe ăsta care... Ai făcut reparație capitală și... la el acum o lună, două, acum câteva, nu, da. Dar nu e...
de acum o lună, acum câteva luni, și este un laptop SH, că unul nou da. E... Păi vezi, nu-i spune așa, mă, e nu e SH, e pensionat deja. Este în curs de reciclare. În curs de reciclare. Vezi? Pentru laptopul dânsului. Păi el dacă intră la digitalizarea României cu laptopul lui SH, care a trecut și prin reparație capitală cu două luni, el cum să se bată cu laptopul Dell, nu știu ce, bla bla, Intel Core i9, pe care se digitalizează România acum la minister? Și mai, pentru doi boși se mai iau două laptopuri Apple MacBook Pro 14 la 11.000. Asta e domnul și secretar al dânsului. Crezi că sunt mai ieftine decât alealte, care erau 13.000. Așa este, da. Deci sunt boși mici. Nici Apple, da. Nici Apple nu mai e ce a fost. Da, mici pitici. Dacă vând Apple la 11.781 asta... E cu discount. Că vrei un Counter-Strike, un FIFA, astea nu Apple faci treabă. Cred că astea sunt mai... mai ieftine, că nu știu dacă merge solitar pe MacBook Pro. Da, nu cred că au. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.